toate, eu am adică preferință. Eu aș dori, eu să plecăm de la proiectele care sunt importante pentru Sibiu. Sibiu, în fața noastră stau, dacă ați citit cu atenție programul meu, foarte multe proiecte. Deci Sibiu va fi câțiva ani de zile un semicampier. Și atunci, cred că este normal ca cel viceprimar să aibă o pregătire tehnică, pentru că asta este munca în primărie. În primăria Sibiu ai nevoie de pregătire juridică, economică, tehnică. Acum, pregătirea economică o am eu, mi-ar trebui cineva încă de pregătire tehnică. Adică îl preferați pe domnul Virgil Popa? Eu nu zic că îl prefer pe domnul Virgil Popa. Partidul Național Liberal are cu siguranță și alte persoane cu pregătire tehnică pe acea listă. Așteptăm să-și nominalizeze o persoană. De sens. Formul a decis celălalt viceprimar? Da, formul noi am decis celălalt viceprimar e doamna Corina Popa.